Cuvânt al lui Dumnezeu ne spune astfel: și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu, adică Domnul, ai iertat vina păcatului meu. Amin. Un om de psihologie, un psiholog umanist, spunea în felul următor: construind o piramidă cu nevoile fundamentale ale omului pe pământ. Omul acesta a zis că noi, creația lui Dumnezeu, avem anumite nevoi fundamentale, adică de bază, pe pământ. Omul acesta este Abraham Maslow. El spunea așa: o nevoie fundamentală a omului pe pământ este nevoia de securitate, adică nevoia de siguranță. Omul are nevoie de un adăpost, omul are nevoie de un loc de muncă și așa mai departe. Continua omul acesta să spună, zicând, noi, creația lui Dumnezeu, avem și anumite nevoi fiziologice. Nevoia de a consuma apă, nevoia de a mânca, nevoia de a ne odihni trupul. Sunt anumite nevoi fiziologice care țin de organismul uman. Omul acesta continua să spună că o altă nevoie a omului, a mea și a dumneavoastră pe pământ, e nevoia de apartenență și de iubire. Adică omul trebuie să știe că aparține cuiva, că e iubit și că are dreptul de a iubi și el. Nevoia de apartenență și de iubire. Omul acesta continua să spună, noi, creația lui Dumnezeu, oamenii făcuți de Dumnezeu, avem nevoie și de autorespect, adică de apreciere. E vorba de stima personală, de respectul de sine. Și continua el să spună, a cincea nevoie de bază a omului pe pământ este nevoia de autorealizare. Adică să simțim că lăsăm ceva în spatele nostru, că nu ne-am dus viața degeaba, că nu am trăit în zadar. E nevoia, zicea omul acesta, de autorealizare. Eu vreau să pun o întrebare în această seară. Omul acesta punea pe tapet cinci nevoi fundamentale ale omului pe pământ. Dar aș vrea în această seară să privim lucrurile din perspectiva noastră, care suntem în casa lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb următorul lucru. Care credeți dumneavoastră, din perspectiva fiecăruia de aici, că este cea mai importantă nevoie a omului pe pământ? Care ar fi una din cele mai importante nevoi ale omului pe pământ? Vreau să vă întreb în această seară, oare cea mai importantă nevoie a omului pe pământ e nevoia de securitate, de siguranță? Oare cea mai mare nevoie a noastră pe pământ este nevoia de autorespect, de stimă personală? Sau cea mai mare nevoie a noastră pe pământ este nevoia de a ne hrăni trupul acesta, de a consuma apă, de a-l pune la odihnă? Oare acestea sunt cele mai importante nevoi ale noastre pe pământ? Oare cea mai importantă nevoie pe pământ este să realizezi ceva, să lași ceva în urma dumitale? Oare n-o fi și o altă nevoie mai importantă decât toate acestea? Există vreo nevoie mai importantă pe pământ decât toate acestea? Dacă există, oameni buni, dacă există, oare care o fi această nevoie mai importantă decât toate aceste nevoi? Și despre ea vreau să predic ajutorul Domnului în seara aceasta. Știți care e? Din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva Scripturii, cea mai importantă nevoie care le întrece pe toate acestea, spuse de acest psiholog umanist, este nevoia de iertare pentru păcatele noastre. Ce ziceți? Avem nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu?
Știți că Dumnezeu ne dă toată libertatea să vorbim, să predicăm, să expunem mesajul acesta al iertării de păcate? Chiar ne poruncește Dumnezeu, citeam în Luca 24, să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, adică Lui Iisus Hristos, pocăința și iertarea de păcate. Dacă ați fost atenți în această seară, am citit din Biblie despre un om al Scripturii care la un moment dat a făcut anumite păcate. Păcate. Omul acesta s-a gândit în mintea lui și a crezut el, la un moment dat după ce a făcut păcatele acestea, că fericit înseamnă să îți ascunzi sau să îți maschezi propriile păcate ce le-ai făcut. A trăit o vreme așa, crezând că dacă își ascunde păcatele, dacă le acopere, dacă nu știe nimeni de ele, poate să fie fericit. Numai că, mai târziu a ajuns la concluzia următoare, după aproximativ un an de zile, că a-ți ascunde propriile păcate înseamnă, de fapt, a fi un om nefericit. Înseamnă a fi un om, dacă vreți, nesincer. Înseamnă și a fi un om nenorocit, a ne ascunde propriile noastre păcate. Și când David, omul lui Dumnezeu, realizează lucrul acesta, își dă seama că el de fapt nu poate să fie fericit decât dacă are păcatele iertate. A înțeles după aproximativ un an de zile că iertarea de păcate nu e ceva opțional. Iertarea de păcate este o necesitate ca omul să fie împăcat cu Dumnezeu și să aibă liniște sufletească. De aceea am numit mesajul din această seară în felul următor. Iertarea de păcate, o opțiune sau o necesitate? Ce ziceți, oameni buni? Oameni al lui Dumnezeu, prieteni care ați venit în seara aceasta în locul de închinare numit Casa lui Dumnezeu, iertarea de păcate e ceva opțional sau e o necesitate? Omul lui Dumnezeu David, după ce a păcătuit, după ce s-a uitat la starea lui, a realizat că a greșit, că a păcătuit. Deși trecuse mult timp, cum spuneam, vreun an de zile, a realizat că iertarea de păcate este o necesitate. O necesitate. De aceea, aș dori mai întâi în această seară să vedem următorul adevăr. Cine are nevoie de iertare? Cine dintre noi are nevoie de iertare? Oare, întreb în această seară, toți oamenii de pe pământ au nevoie de iertare sau doar unii? Dacă ne uităm în Scriptură, în Cartea lui Dumnezeu, adevărul este următorul, răspunsul la această întrebare e simplu. Nevoie de iertare are orice om păcătos. Dar se mai pune o întrebare. Cine este un om păcătos? Oare toți care suntem în seara aceasta aici, prezenți în adunarea lui Dumnezeu, suntem oameni păcătoși? Nu e normal și logic să ne punem această întrebare, cine este din perspectiva lui Dumnezeu și a Scripturii un om păcătos? Oare doar un criminal este un om păcătos? Doar un hoț care a ajuns după gratis și e condamnat la nu știu câți ani de pușcărie este un om păcătos? Doar unul care își înșală nevasta este un om păcătos? Cine este un om păcătos? Răspunsul Scripturii este ferm, categoric, este următorul. Rețineți, vă rog. Fiecare om care se naște pe pământ este un om păcătos, punct. Și eu? Da, să știți. Și eu sunt un om păcătos. Scriptura ne spune și accentuează clar, fiecare ființă care s-a născut pe pământ este o persoană păcătoasă. Auziți ce spunea David în Psalmul 51, versetul 5? Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. E vorba de nașterea sub incidența păcatului adamic. El declara sincer, în păcat am fost născut. Apostolul Pavel în Roman 3:23 reia adevărul acesta și spune că toți au păcătuit și în drept consecință sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți
înseamnă că nu e unul în seara aceasta care să n-aibă păcate și să nu fie un om păcătos. Începând cu predicatorul de la Amvon, absolut toți declar sincer și după Biblie, suntem oameni păcătoși. Numai că vine apostolul Ioan în 1 epistolă, capitolul 1, versetul 8, spunând că oarecum sunt unii oameni care consideră despre ei că trăiesc o viață normală, sunt poate oameni morali și ei nu se consideră păcătoși. Și cu privire la oamenii aceștia, zice apostolul Ioan în versetul 8 din prima epistolă, în felul următor, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Ăștia-s cei mai mincinoși oameni de pe pământ care declară că ei n-au făcut păcate, că ei nu sunt păcătoși. Concluzia e simplă. Cine are nevoie de iertare? Orice om păcătos. Cine este un păcătos? Fiecare om care s-a născut pe planeta aceasta s-a născut ca un om păcătos. În consecință, adevărul e simplu. Toți avem nevoie de iertare. Dumnezeu să ne dea la toți! Am să vă împărtășesc în această seară o experiență a unui tânăr de 18 ani. Într-o seară tatălui s-a apropiat de el și i-a zis în felul următor: tu ai mare nevoie să te întorci, tinere, la Dumnezeu. Tânărul acesta, fiul tatălui, s-a uitat la el și a zis: tată, n-am decât 18 ani, nu cred că am făcut nu știu ce păcate, n-am nevoie să mă întorc la Dumnezeu. N-am nevoie să mă întorc la Dumnezeu, 18 ani am numai, n-am făcut nu știu ce păcate, ce nevoie am eu să mă întorc la Dumnezeu? Tatălui s-a uitat în ochii copilului și a zis în felul următor: vreau să te întreb un lucru, ai făcut astăzi măcar un păcat cu gândul tău? Ai gândit astăzi la vreun lucru nelegiuit? Fiul a stat așa în momente de meditație și a zis: cred că da, tată, am gândit lucruri greșite. Tatăl a continuat întrebarea lui și a zis: fiule, vreau să te întreb altceva. Ai făcut azi măcar un păcat cu vorba? Ai rostit măcar un cuvânt, o vorbă necugetată? Fiul a stat meditând, reflectând la întrebarea tatălui și a zis: cred că da, tată. A continuat tatăl să-i pună a treia întrebare și a zis: fiule, spune tatăl, dar cu fapta ai făcut măcar un păcat astăzi? Și fiul, meditând la întrebarea tatălui, a zis: am păcătuit într-adevăr, tată. Am făcut cel puțin un păcat. Tatălui i-a spus în felul următor: acum te rog să faci o socoteală matematică și să te gândești, dacă în fiecare zi faci un păcat cu gândul, unul cu vorba și unul cu fapta, câte păcate sunt într-un an de zile? Și fiul acesta de 18 ani și în matematică a făcut un calcul și a zis: tată, într-un an de zile înseamnă că sunt peste 1000 de păcate. Dar a zis tatăl către el: da, în 18 ani, câte păcate sunt? Fiul a meditat la viața lui, spune această întâmplare, și a zis: tată, sunt în jur de 18.000 de păcate. Probabil în primii ani ai vieții, ai copilăriei, n-a făcut nu știu câte păcate, dar mai apoi s-au adunat păcatele în viața lui. Și tânărul acesta, fiul acestui tată, a zis: peste 18.000 de păcate, dacă ar fi să le adunăm, sunt la un loc. Întâmplarea aceasta spune că în acea seară acest copil s-a dus la culcare să se pună în patul lui și n-a avut somn. S-a întors la camera tatălui, a bătut la ușă și a zis: tată, te rog frumos, trezește-te de urgență. Ce s-a întâmplat, fiule? A zis tată. Tată, îmi dau seama pentru prima dată în viața mea că sunt un tânăr păcătos și mă apasă peste 18.000 de păcate. Prima dată în viața mea realizez că sunt un om păcătos, un tânăr care a făcut multe păcate. A zis băiatul acesta: și mă apasă peste 18.000 de păcate. Ideea este următoarea: nu există om pe planeta noastră fără să păcătuiască. Nu există om care să se declare că el nu este un om păcătos. Și concluzia e simplă: toți oamenii au păcătuit
în consecință toți avem nevoie de iertare de la Tata din ceruri. Dumnezeu să ne-o dea la toți! Fac un pas mai departe în această seară. Dacă am înțeles că toți avem păcate și am păcătuit înaintea Tatălui din ceruri, Creatorul Universului acestuia, vreau să pun o altă întrebare în această seară. Cine ne oferă nouă iertarea de păcate? Cine îmi oferă mie și dumneavoastră iertarea pentru păcate? Oare poate un om să contribuie la iertarea păcatelor noastre? Ce ziceți? Poate un anumit pastor, un anumit preot, știu eu, Maria, mama Domnului, să contribuie oarecum la iertarea noastră de păcate? Poate face preotul ceva în cimitir pentru omul care e între patru scânduri și urmează să plece din lumea aceasta? Se poate face ceva pentru iertarea lui? Pot oamenii face ceva în sensul acesta? Eu aș vrea să spun răspicat bisericii în această seară, tuturor care sunteți în asistența predicii din seara aceasta, asistați la cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă spun, unul singur oferă iertarea păcatelor, este Iisus Hristos Domnul. Amin! De ce El? De ce e unicul? Știți de ce? E foarte banal și simplu răspunsul. Așa ne spune adevărul lui Dumnezeu din Biblie. Numai Iisus oferă iertare de păcat. Auziți ce citeam în Luca 24, versetul 47, să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui. Și vreau să vă uitați pe ecrane, iertarea păcatelor și pocăință. Și ce spunea David în Psalmul 32, unde am citit la început? Îmi voi mărturisi Domnului. Auziți? Domnului fără de legile și zice și tu, adică Domnul, ai iertat vina păcatului meu. Cine iartă omenirea aceasta de păcate, oameni buni? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ne spune Evanghelile în Matei, de exemplu, capitolul 9, de la versetul 2 în jos, că niște oameni au adus un slăbănog la Domnul Iisus Hristos. Era o strângere, o părtășie acolo, i-au adus slăbănogul acesta care zăcea într-un pat, se pare că pe o rogojină, cum era în vremurile respective, și când a văzut Iisus credința celor care a adus slăbănogul, a zis în felul următor, îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Hristos i-a oferit acestui om, înainte de a-l vindeca de boala lui, iertare de păcate. A zis Domnul, înainte de a-l vindeca, ca să se știe care autoritate să ierte păcatele, a zis, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și omul ăsta a fost vindecat, dar înainte de lucrul acesta, Hristos l-a iertat de păcate. Într-o zi ne spune Evanghelia după Luca, capitolul 7, pe la versetul 48 în jos, Iisus era în casa unui fariseu, pe nume Simon, stătea la masă, era invitat ca și musafir în ziua aceea, în casa lui Simon, fariseu, mai erau oameni acolo la masă și dintr-o dată a intrat pe ușă o femeie păcătoasă din cetate. S-a gândit fariseul în mintea lui, dacă acest Hristos este un proroc, a ști cine e femeia asta? E o destrăbălată, o femeie deșănțată, de morav urușoare, ar fi dat-o imediat pe ușa afară. Femeia aceasta s-a așezat la picioarele Domnului, a început să plângă, să se pocăiască, să se zmerească și Domnul a zis în felul următor, iertate sunt păcatele, femeie! Și auziți ce spune versetul 49, cei ce erau cu el la masă, adică cu Simon și cu Domnul, au început să zică între ei, cine este acesta ce iartă chiar și păcatele? Știți cine este acesta? Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. El este singurul care oferă iertare pentru păcat. Să știi așadar, iubit ascultător, poți să dai câte părăstase vrei dumneata, nu-ți oferă nimeni iertare pentru părăstasele pe care le dai. Nici o lumânare care a prins în cimitir nu-ți oferă iertare pentru păcatele care le-ai făcut. Nici o pomană care o dai în numele cuiva nu-ți oferă iertare pentru păcatele care le-ai făcut. Nici o rugăciune pe care o face preotul la cimitir, când omul este deja în sicriu și a pierdut viața, este mort, nu oferă iertare de păcat.
Nici un ban care îl dai la colecta bisericii, știu eu în ce biserică anume, banii aceia nu-ți oferă iertare de păcate. Iertarea o dă doar Iisus Hristos. Am stat de vorbă cu un coleg de la Masterat, e fiul de preot într-o împrejurare, am stat de vorbă cu el despre botezul în apă și chiar despre iertarea păcatelor și mi-a zis în felul următor: Iosif, eu cred că iertarea de păcate nu o dă doar Iisus Hristos. Eu cred, a zis el, că mai contribuie și altcineva la iertarea păcatelor noastre. Eu m-am uitat atunci la el și am spus următorul lucru. Ceea ce îmi spui tu acum sună cam în felul următor. E ca și cum ți-a spune eu ție că pe tine te-au născut două mame, adică două femei. Și am continuat să-i spun atunci, dacă așa stau lucrurile, iertarea nu o dă doar Hristos, o mai oferă și altcineva, înseamnă că El, Hristos, a murit degeaba. Și i-a mai spus ceva. Nici măcar n-ar fi venit în lumea aceasta să stea atârnat pe crucea Golgotei și să moară pentru noi, dacă mai contribuia și altcineva la iertarea păcatelor. Unul singur ne oferă iertarea, este Fiul lui Dumnezeu, este Iisus Hristos, să știe toată asistența în seara aceasta, numai El ne iartă de păcat. În finalul mesajului în această seară, aș vrea să mergem un pas mai departe, în al treilea rând, după ce am aflat primul adevăr, suntem oameni păcătoși și toți avem nevoie de iertare, am aflat al doilea adevăr, că doar Iisus Hristos Domnul ne oferă iertare pentru păcate, în al treilea rând aș vrea să vedem cum poate un om primi iertarea de păcate. Cum pot eu, la 26 de ani, să primesc iertare pentru păcate? Cum poți dumneata care ai perii cărunți, poate ai 70 și ceva de ani, ai anumite păcate care le-ai săvârșit în viață, cum poți primi iertarea pentru păcate? Scriptura ne spune că există trei condiții majore ca omul să fie iertat de păcate. Prima condiție, iertarea de păcate se primește dacă și noi iertăm pe cei care ne greșesc. Repet în această seară, să fie înțeles și clar principiul acesta al Bibliei pentru fiecare. Iertarea de păcate se primește dacă și noi iertăm pe cei care ne greșesc. Matei capitolul 6, versetul 14 și 15 spune în felul următor: dacă, e condiție, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. În rugăciunea Tatăl nostru, puțin mai sus în pasajul acesta, versetul 12, noi spunem următoarele cuvinte când rostim această rugăciune domnească și zicem noi: și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Am să vă împărtășesc experiența unui fiu care s-a certat cu tatălui într-o anumită împrejurare și a ajuns în neînțelegere în casa aceasta, era conflict, și să vedeți cum Dumnezeu a lucrat între tatăl acesta și fiul lui ca să se refacă relația, tatăl să-și ierte fiul și apoi să intre lucrurile în normalitate. Fiul acesta a plecat de acasă într-o anumită zi cu o sumă de bani. Numai că, spune istoria lui, a început să trăiască o viață dezordonată și a început să cheltuiască banii aceștia pe lucruri de nimic. Tatălui, aflând situația aceasta, s-a supărat foarte tare, i-a trimis o scrisoare băiatului și a spus în felul următor: de azi înainte nu mai vreau să aud de tine și nici acasă nu mai ai ce căuta. Întâmplarea acestui băiat și acestui tată ne spune că după ceva timp, mama băiatului, soția acestui om, s-a îmbolnăvit foarte grav și a ajuns undeva în spital. Medicul, cercetând lucrurile, identificând diagnosticul, s-a apropiat de bărbatul acesta, soțul acestei femei și a zis: noi nu mai garantăm nicio soluție de viață pentru soția ta, așa că am o rugăminte, spune medicul, împlinește-i, te rog frumos, toate dorințele. S-a dus la soția lui, spune această întâmplare, și a întrebat-o: ai vreo dorință pe patul de suferință să-ți o împlinesc?
Mama aceasta a reflectat puțin, s-a gândit și a zis, singura dorință ce-o mai am înainte de a muri este să se întoarcă fiul meu acasă, să-l revăd față în față. Tatăl, obligat de această situație, nu a mai contat că el era supărat pe fiul lui, că relația s-a rupt, a luat pixul și a început să scrie o scrisoare și a zis, fiule, te rog frumos, de urgență, întoarce-te acasă, fiindcă mama ta e bolnavă grav și vrea să te revadă. S-a întors fiul acasă și spune întâmplarea aceasta, stătea mama undeva atârnată pe patul ei. S-a așezat fiul în dreapta mamei, s-a așezat tatăl în stânga mamei și mama aceasta a făcut un gest extraordinar, de-a dreptul sublim. A luat mâna fiului, a luat mâna soțului și le-a adus amândouă împreună. Și a zis așa, eu am să plec din mijlocul vostru în curând, dar vă rog frumos, rămâneți pentru totdeauna nedespărțiți. În ochii lor, spune această întâmplare, mama și-a dat Duhul, a trecut din viața aceasta, însă ei s-au împăcat tatăl și-a iertat fiul și au rămas pentru totdeauna împreună. Oameni buni, dați-mi voie să vă spun deschis în seara aceasta, cine nu acceptă să ierte pe cel care i-a greșit, nici Dumnezeu din cerul nu-l va ierta. Dar dacă noi ne iertăm unii pe alții, ne refacem relațiile și ne înțelegem bine după Scripturi unii cu alții și Domnul Iisus Hristos ne oferă șansa iertării, slăvit să fie numele Lui. A doua condiție ca să primim iertarea de păcate este următoarea, nu doar ca să iertăm pe cei care ne greșesc, și anume, a doua condiție aceasta, iertarea de păcate se primește dacă dovedim credință în Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. E o chestiune de a demonstra ceva, de a dovedi. Nu e doar la nivelul intelectului sau la nivelul declarațiilor verbale. Da, Domnule, cred și eu în Hristos. E vorba de o credință care se poate dovedi și prin fapte. Cine dovedește credință în Fiul lui Dumnezeu poate fi iertat de propriile lui păcate, că-s multe sau puține, Hristos e gata să-l ierte. Auziți ce spunea? Era Petru în casa lui Corneliu, omul acesta era un sutaș roman și în casa lui erau mai mulți oameni adunați și Petru a ajuns acolo să predice Evanghelia, Fapte, capitolul 10, versetul 42. Petru în cuvântarea lui, în mesajul din acea zi a spus în felul următor, toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el, adică în Iisus Hristos, capătă prin numele lui iertarea păcatelor. În numele Lui se capătă iertare de păcate prin credință în El. Când Domnul stă de vorbă cu Apostolul Pavel, un om care a rătăcit multă vreme prin lume, dar s-a întors, s-a pocăit, a fost iertat Pavel de păcatele lui personale și stă Domnul de vorbă cu el, adresându-i o chemare lui Pavel, Fapte 26, versetul 17 și 18, spune așa Domnul, te-am ales din mijlocul norodului acestuia, și din mijlocul neamurilor la care te trimet, ca să le deschizi ochii și să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate. Observați, oameni buni, iertarea de păcate vine în urma credinței autentice, o credință vitală, o credință reală dovedită în Fiul lui Dumnezeu. Vreau să te întreb sincer în această seară. Crezi din toată inima ta în Fiul lui Dumnezeu? Ai o credință puternică ancorată în Iisus Hristos, Domnul? Dumnezeu să ne binecuvinteze! Dovada credinței noastre îl va determina pe Domnul Iisus Hristos să se aplece spre nevoile noastre, spre păcatele noastre și să ne ofere iertare. Dacă noi iertăm pe cei care ne greșesc și dacă dovedim credință în Fiul lui Dumnezeu. Ultima condiție, ca să primim iertarea din partea Domnului Iisus Hristos, singurul care iartă de păcate, este următoarea. Vă rog să rețineți, iertarea de păcate în al treilea rând se primește dacă ne pocăim de propriile noastre păcate. Dacă ne pocăim de propriile noastre păcate. Eu stau și mă gândesc uneori, e timp de rugăciune în biserică, vin frații la altarul bisericii, la amvon și spun așa, facem o rugăciune de mărturisire.
Dar m-am gândit studiind pasajul acesta și adevărurile acestea fundamentale din Biblie, să știți, nu-i suficient să facem o rugăciune de mărturisire. A trebuit să ne întrebăm mai întâi, oare eu în relație cu semenii mei sunt așa cum trebuie? Oare eu am o credință autentică, o credință vie, reală în Fiul lui Dumnezeu? Oare eu m-am pocăit de propriile mele păcate? E o condiție, pocăința de propriile păcate, ca să primim iertare de la Fiul lui Dumnezeu. Auziți ce spunea Apostolul Petru în Fapte, capitolul 3, versetul 19? Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele. Pocăința, oameni buni, are trei faze majore. Și anume, mai întâi pocăința conține următorul adevăr, recunoașterea sau mărturisirea propriilor păcate. Dacă ne uităm în Biblie, de exemplu, Isaia, omul lui Dumnezeu, era în templu, în Isaia 6:5 și a zis, vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate. Omul acesta și-a recunoscut propriile păcate. Vameșul stătea și el în templu lângă un fariseu, ăsta în gura mare se lăuda așa fariseu, dar n-auzeau ceilalți, în gura mare mă refer că vorbea tare în sine, se ruga în sine omul acesta și a început să se laude fariseu că el dă zeciuială, că el face asta, că face cealaltă și vameșul nu îndrăznea nici privirea să-și o înalțe în sus, se bătea cu pumnul în piept și spunea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Prima fază a pocăinței aceasta, recunoașterea sau mărturisirea păcatelor, a zis Apostolul Petru într-o împrejurare, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Cine își mărturisește păcatele și le recunoaște, are garanție de la Dumnezeu că va primi iertare. Spune Apostolul Ioan în capitolul 1, versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, adică Domnul nostru, să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Prima fază a pocăinței este recunoașterea păcatelor. A doua fază a pocăinței este regretul sau părerea de rău pentru propriile noastre fără de legi și păcate. Auziți ce spune Osea, capitolul 14, versetul 2, aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul, spuneți, adică cu gura voastră, iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință. Observați, e vorba de cuvinte de căință, adică de regret, de remușcare, de părere de rău. Spunea Pavel în 2 Corinteni 7, versetul 10, prima parte, în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce pocăință care duce la mântuire. Întristarea aceasta e vorba de un regret personal, de o coborâre în mine, de o remușcare față de propriile păcate. Și starea aceasta de regret aduce pocăință și mântuire. Ultima fază a pocăinței, oameni buni, este renunțarea la propriile păcate. Recunoașterea păcatelor, regret față de păcatele personale și în final renunțare la păcatele săvârșite. David spunea în Psalmul 34, versetul 14, depărtează-te de rău și fă binele. Autorul Ecleziastului, capitolul 11, versetul 10, spune, depărtează răul din trupul tău, scoate-l afară, elimină-l. Isaia spunea în capitolul 1, versetul 16, partea a doua, încetați să mai faceți rău. A treia fază a pocăinței este renunțarea la păcatele noastre și începerea de a trăi o viață nouă, o viață în fapte demne, în fapte care îl onorează pe Dumnezeu. Așadar, ultima condiție pentru iertarea de păcate e pocăința de propriile noastre fără de legi. Pocăință înseamnă recunoașterea păcatelor, regret față de păcatele personale și renunțare la păcatele săvârșite. Închei mesajul din această seară, aducându-vă în atenție o întâmplare a doi tineri evrei. Tinerii aceștia, într-o bună zi, s-au hotărât să meargă la un rabin. Rabinul este omul cu legea lui Dumnezeu, omul care învață Scripturile, și tinerii aceștia au poposit în casa rabinului ca să-i adreseze acestui om următoarea întrebare. A zis, rabine, vrem să te întrebăm următorul lucru, când ar trebui să ne pocăim? Rabinul s-a uitat în ochii lor, spune întâmplarea aceasta, și le-a dat următorul răspuns ferm și categoric.
înainte cu 5 minute să muriți, ar fi bine să vă pocăiți. Ei n-au mai putut de bine la răspunsul acesta. Suntem tineri, viața ne iese înainte, ne deschidem o afacere, ne distrăm, acum totul se poate întâmpla. Auzi, cu 5 minute înainte de moarte, trebuie să ne pocăim și noi. Și au pornit din casa rabinului în drumul lor, numai că unul medita la cuvintele acestea, unul dintre cei doi, și s-a gândit în mintea lui. Mă, omul ăsta a zis că înainte cu 5 minute de moarte trebuie să ne pocăim, dar când o fi clipa în care noi murim? Și se uita unul la altul nedumeriți și au zis, 180 de grade în drum și ne ducem la casa rabinului să-l întrebăm. Omule, ai zis că cu 5 minute înainte de moarte să ne pocăim, dar nu ne-ai spus secretul când trecem noi din viață. Au bătut la poarta rabinului, spune această relatare. Rabinul a deschis poarta, s-a uitat la el, la ei și a zis, ce s-a întâmplat tinerilor? Și ei au spus, omule, în înțelepciunea ta deosebită ne-ai zis cu 5 minute înainte de moarte să ne întorcem la Dumnezeu, să ne pocăim. Dar când e clipa când noi murim? Și ascultați-mă, vă rog. Rabinul s-a uitat în ochii lor și a zis, prietenilor, aici ai problema. S-ar putea deja acele ultime 5 minute din viață să fi început deja. Acum, a zis rabinul, cât mai urgent, cât mai urgent posibil, este timpul să vă pocăiți. Oameni buni, nevoia fundamentală a vieții noastre este nevoia de iertare pentru propriile păcate. Fiecare om, am declarat pe baza Scripturii în această seară, este un om păcătos începând cu mine. Toți din locul acesta suntem oameni care am săvârșit păcate. Unul singur ne iartă de păcatele noastre. Este unicul Fiu al lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Dacă vrei să beneficiezi în seara aceasta de iertarea păcatelor, am venit și ți-am argumentat din Biblie, fiindcă am vrut să fiu sincer față de dumneata și în fața lui Dumnezeu, spunându-ți, dacă ești în conflict cu cineva și îți ierți persoana aceea, dacă ai o credință autentică în Fiul lui Dumnezeu și dacă te pocăiești de propriile păcate, Hristos este gata în seara aceasta să te ierte de oricâte păcate ai fi făcut. Dumnezeu îți deschide ușa mântuirii, îți dă ocazia și oportunitatea aceasta de a pleca în această seară de aici cu păcatele iertate. Ai libertate de decizie și de conștiință. În locul acesta, în casa lui Dumnezeu, Biserica Speranța, îți mai dă Domnul speranță în această seară. Vrei să pleci cu păcatele tale iertate? Vrei din seara aceasta să fii un om nou? Un om care trăiește pentru Fiul lui Dumnezeu și pentru împărăția Lui? E șansa de a pleca liber, iertat și dezlegat de toate păcatele tale și de a te împăca cu Fiul lui Dumnezeu, singurul care te poate ierta. Profită de șansa aceasta, în cuvinte simple, spune-i Domnului în această seară, Doamne, sunt copleșit de prezența Ta în locul acesta, nu știu nici să mă rog, dar Tu îmi cunoști viața, îmi cunoști simțămintele, îmi cunoști gândurile, vorbele, faptele și te rog frumos, dacă ai autoritate să ieși păcatele și dacă mă iubești, iartă-mă în seara aceasta, iartă-mă de toate păcatele. În joc e rațiunea ta în această seară. E decizia personală ce faci cu viața ta, cu păcatele tale. Fiul lui Dumnezeu e aici ca să te ierte, să te elibereze. Numai El ne poate ierta de păcate.